Povestea lui Ghiță, pentru că așa-i spun apropiații, începe în anul 1974. Crește și copilărește în satul Chinar, județul Mureș. Decide să părăsească țara, mergând în Spania în anul 2000, apoi hotărăște să plece în Bolivia în anul 2004, după ce a ajuns să guste din frumusețea lucrării cu oamenii, din importanța unei vieți trăite numai prin credință și mai ales din extraordinara purtare de grijă a lui Dumnezeu, Bolivia a devenit casa lui deja de 13 ani. A început prin a lucra la un centru de copii defavorizați, Cerenin. Acolo s-a atașat foarte mult de copii. După un timp, a fost chemat să coopereze cu postul de televiziune local Santa Cruz al lui David Gates. A luat parte la o lucrare misionară medicală în colaborare cu ADRA pentru oamenii care trăiau în junglă, izolați de orice posibilitate de a se trata. A început să viziteze spitalele din zonă. În spitale erau foarte multe nevoi. Și a început să conlucreze cu personalul de acolo. Apropiindu-se de ei și aflându-le poveștile de viață, a descoperit că unii erau oameni fără o familie, oameni de pe stradă, alții din familii foarte sărace care nu-și mai permiteau să primească bolnavul acasă pentru a-l îngriji. Decide să închirieze o casă unde să-i poată duce pe cei care nu aveau un loc pe care să-l numească casă. La scurt timp, casa se umple, iar oamenii în aceeași situație mai erau mulți, așa că mai închiriază o casă. După o perioadă mai lungă de timp, trebuie să restituie casele închiriate, însă fără a avea vreun loc în care să mute toți pacienții. După zile întregi de rugăciune, domnul a purtat de grijă așa cum a făcut până atunci în toți anii plini de experiență din Bolivia. A primit o locație mare, încăpătoare pentru toată lumea, afară din oraș, cu pământ și posibilitate de a-l cultiva. Momentan trăiesc acolo aproximativ 55 de pacienți, oameni care au nevoie de 3 mese consistente pe zi, diferite materiale pentru îngrijirea lor medicală, medicamente plus resurse pentru îngrijirea casei și pentru facturile lunare. Toată lucrarea se desfășoară și se bazează doar prin bunătatea lui Dumnezeu și datorită bunătății oamenilor pe care Duhul Sfânt îi îndeamnă să contribuie la această lucrare. De asemenea, lucrurile nu ar sta prea bine dacă nu ar trimite Dumnezeu oameni care să lucreze acolo. Voluntarii au un rol foarte important, iar de voluntari întotdeauna este nevoie.